Aș dori să vă citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea 2 Împărați, capitolul 5. Este o istorie bine cunoscută, sunt sigur, de majoritatea dintre cei ce suntem dimineața aceasta aici. 2 Împărați, capitolul 5, versetul 1. Și vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a citi aceste versete și a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care spune așa: Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale: Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis: Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de-mi spune să vinde pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm continuă să ne vorbești în aceste minute pe care le vom petrece lângă cuvântul tău. Mulțumim pentru că ești cu noi. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Doresc și eu să vă salut cu bucurie și să vă binecuvintez în numele Dumnezeului nostru, ca unul care mă simt onorat din multe privințe să fiu în mijlocul dumneavoastră. Poate că cel mai evident motiv pe care îl arată și cravata mea, nu este întâmplătoare culoarea, este că, iată, pentru că s-a vorbit de minunile pe care Dumnezeu le face pentru noi, și eu pot să mărturisesc măcar aceasta, că sunt unchi de fetiță. Slavă să fie lui Dumnezeu, mă bucur că Ligiuța a ajuns cu bine în lumea noastră. La fel mă bucur pentru Timothy, pentru Joshua. Sunt daruri ale lui Dumnezeu, este o minune. Este o minune la propriu, cât se poate de reală pentru lumea noastră, ca felul în care Dumnezeu creează acolo în mod tainic, în pântecele mamelor de pe tot pământul, copiii, și aduce și creează și pune în ei viață, și apoi cresc și ajung ca noi și mai în vârstă ca noi, și uite așa, existența umană continuă pe pământ. E o minune. E o minune pe care doar un Dumnezeu care creează, și ceea ce creează, creează bine, că spune că se uită înapoi și spune toate au fost bune, doar El poate să o facă. Copiii au un rol atât de important înaintea lui Dumnezeu, ocupă o poziție atât de importantă încât cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, ne spune, le acorde așa un rol central ca și pildă pentru ceea ce înseamnă mântuirea. Spune: dacă nu veți fi ca și copilașii aceștia, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Îmi pare rău, Dumnezeu, Domnul Iisus n-a ales teologi, n-a ales oameni școliți, n-a ales oameni înțelepți să le spune: dacă nu sunteți ca ei, dacă nu mergeți la școala cu tare, dacă nu faceți lucru cu tare, dacă nu... Nu! Domnul Iisus alege niște copilași și le spune ca ei, indiferent cât de mari veți ajunge în lume, și la propriu și la figurat, dacă nu sunteți ca ei, cu niciun chip. N-a lăsat Domnul Iisus nicio altă variantă decât aceasta de a ne face ca niște copii înaintea Lui. Și ce înseamnă să fii ca un copil? În dimineața aceasta doar câteva gânduri doresc să vă las din această ilustrație, din această istorie care este relatată pe paginile Sfintelor Scripturi și care pune alături un om mare și un copil.
Și în dimineața asta, pentru că știm că copiilor de obicei le dăm lecții, ei sunt cei care primesc lecții, ba la școală, ba la biserică, peste tot, ba acasă, în familie, primesc lecții, nu? Lecții de viață, zicem noi, sau lecții la școală, care tot de viață ajung să fie. Ei sunt, dar Domnul Iisus spune, dacă vreți să vorbim despre mântuire, dacă vreți să vorbim despre ceea ce înseamnă să-mi fiți plăcuți mie, aflați că voi cei mari trebuie să luați lecții de la ei. Și în dimineața aceasta, un om mare, și la propriu și la figurat, este Naaman. Îl cunoașteți, sunt sigur, ați mai citit despre el, ați mai făcut cunoștință cu el și în alte dăți. Cine era Naaman? Păi era căpetenia oștirii. Asta înseamnă că era înlocuitorul împăratului la luptă. Probabil împăratul la vremea asta era destul de bătrân. În momentul în care Naaman era pe câmpul de luptă cu oștirea, cuvântul lui avea aceeași greutate cu cuvântul împăratului. Ce ni se mai spune despre el? Spune avea trecere înaintea împăratului. Asta înseamnă că relațiile dintre ei doi, cei mai mari, cei singurii doi oameni, cei mai puternici în toată Siria, înseamnă că se înțelegeau bine. Spune împăratul, i-a acordat trecere. Și asta înseamnă l-a înălțat, i-a acordat cinste împăratul căpeteniei oștirii sale. Asta e mare lucru, pentru că atunci când dai putere atât de mare la mai mult decât unui om, la doi oameni, la trei, încep să se războiască între ei. Aici nu era cazul. Mare vază, spune mai departe. Ce ni se mai spune despre el? Spune, prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Toată vaza asta ce îi se aducea înaintea poporului de către împărat, toată cinstea asta, toate vorbele astea care sunt spuse aici, nu erau exagerate. Spune, pentru că Naaman avea o listă de realizări pe care putea să o arate oricui și să spună tot ce se spune despre mine este adevărat. Uită-te la victorile care îmi stau în spate, uită-te la popoarele pe care le-am învins în luptă, atâtea și atâtea și atâtea victorii și realizări. Ce ni se mai spune despre el? Păi în câteva cuvinte ni se spune că era tare și viteaz. Și în altă traducere spune un om de valoare. Două cuvinte care caracterizează nimic altceva decât un om mare și un om ideal, un general ideal pentru împărat care probabil în vremea asta era deja în vârstă. Un om de încredere. Dar, există un dar, ce ni se spune despre el? Era lepros. Am enumerat și când am citit aici am pus așa pe hârtie câteva, atât de multe plusuri în dreptul acestui om, ca să ajung la un singur minus care ni se relatează aici, dar un minus atât de puternic încât toate celelalte plusuri parcă pălesc. O singură luptă Naaman n-a putut-o câștiga. Lupta cu el însuși. Un singur minus în viața lui Naaman îi spunea zi de zi, dimineață de dimineață, că este un om neputincios. Cu privire la aspectul ăsta, Naaman n-avea ce să facă. Era probabil un general extraordinar, era un strateg deosebit și probabil, cu siguranță, întrecea pe mulți alți lideri militari din vremea lui, fiindcă avea victorii. Dar cu el însuși, cu neputința proprie, cu limitarea proprie, cu lupta proprie, era lipsit de soluții. Care e prima lecție la care m-am gândit, lecția pentru oameni mari? Este faptul că fațada niciodată nu reprezintă totalitatea unui întreg. Și ce înseamnă fațada? Înseamnă ceea ce se vede. Și întrebarea mea în dimineața aceasta pentru tine este, care e lupta ta? Care e minusul tău care, privind la el, dându-ți seama de neputința de a-l cuceri, de a-l ține în hățuri, de a-l ține în control, anulează toate celelalte realizări cu care te-ai putea lăuda? Care-i? Care-i lupta aceea cu tine însuți pe care nu o poți câștiga și asupra căreia n-ai soluții? Naaman era un astfel de om. Probabil nici care dintre noi n-am ajuns la vaza și la faima și la onorurile care îi se aduceau omului ăstuia în poporul din care făcea parte. Probabil. Dar ni se spune despre el, avea o luptă.
avea o criză asupra căruia nu putea altceva să facă decât să-și recunoască neputința. Problema asta îl ducea spre moarte și n-avea rezolvare. Dacă ni se spune mai târziu, pentru că cunoașteți istoria, că intră în Iordan și când iese afară, ultima oară, carnea îi se face ca o carne de bebeluș, ca unui copil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că problema lui, ceea ce se petrecea în carnea lui înainte, era groaznic. Se trecea și murea cu fiecare nouă dimineață pe care o începea. Nu înseamnă că Naaman nu era un om puternic. Doar un om puternic în condițiile astea putea să încă să mai încalece pe cal și să mai meargă la luptă. Doar un om puternic încă în condițiile astea putea să se scoale dimineața și să pornească la o nouă zi, nu de om obișnuit, ci în fruntea unui popor care avea nevoie de el să fie acolo în frunte. Era un om puternic. Spunem noi, își depășea condiția în fiecare zi. Dar asta nu îl făcea mai puțin neputincios în fața crizei cu care se confrunta. Ei bine, chiar dacă nimeni nu știe lupta pe care n-ai învins-o încă, chiar dacă nimeni nu știe lacrimile pe care le vergi pentru că vrei s-o câștigi, dar îți recunoști de fiecare dată și de fiecare dată neputința în fața acestei lupte și acestei crize, există o veste bună. Tot cuvântul lui Dumnezeu ne-o dă. Există un Dumnezeu deasupra tot ceea ce ți se întâmplă. Asta e a doua lecție. Prima lecție este că în spatele a ceea ce vedem în afară, ceea ce arătăm în afară, se ascund lupte pe care nu le putem câștiga. Lupte cu care încă ne chinuim. Dar există un Dumnezeu care este deasupra acestor lupte. Victoriile lui Naaman sunt prezentate, cum sunt prezentate? Spune, prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dragul meu, află că la baza fiecărei realizări pe care o ai nu stă puterea ta, ci stă puterea lui Dumnezeu, fie că o recunoaștem sau nu. Ce ni se spune despre, ce putem înțelege despre lepră, privind în ansamblu că, din nou spun, cunoaștem istoria, ce a lucrat lepra în viața lui Naaman? Păi a lucrat o disperare care l-a dus pe omul ăsta să caute orice soluție pentru vindecare și căutarea asta disperată îl aduce până la urmă unde? La Dumnezeu. Și îl face dintr-un om mare, la figurat, să fie asemeni cui? Copilului. Copilului pe care îl ascultă. Și dacă copilul ăsta sclav, care vine din Israel, spune niște vorbe, Naaman, omul ăsta atât de mare, ce face? Se agață de ele atât de puternic încât spune, poate salvarea îmi vine de aici. Că am încercat atâta înainte și n-am reușit cu nimic, poate. Ce reprezintă fetița în viața lui Naaman? Lucrurile neimportante, cărora nu le dăm atenție. Dumnezeu e și deasupra lor. N-a fost o întâmplare că în criza aceea o fetiță sclavă vine dintr-un popor străin, într-o luptă, putea la fel... Era mai mare posibilitatea să-și fi pierdut viața copilul acolo, la felul în care se purtau războaiele în vremea aceea. Dar nu! Dumnezeu pune lucrurile cap la cap ca într-un joc de puzzle, pentru ca Naaman, în criza în care trece, prin lucrurile astea neglijabile, neimportante care îi se întâmplă, spunem noi, dacă ne-am gândit la cum privește el lucrurile, nu o sclavă, cine dă atenție unei sclave, unui copil? Dar Dumnezeu pune lucrurile astea cap la cap, ca să-l aducă pe Naaman, din poziția în care era un om cinstit de către ceilalți, un om mare, să asculte de glasul unui copil, să se confrunte cu o criză pe care nu o putea birui, care până la urmă însă, îl îndreaptă cu fața către Dumnezeu. De ce îl îndreaptă cu fața către Dumnezeu? A treia lecție. Pentru că soluția nu stă niciodată în puterea oamenilor mari, ci în Dumnezeul celor mici. Și aici aș vrea să mă înțelegeți îndeosebi într-un sens figurat. Soluția nu stă niciodată în puterea oamenilor mari,
care se văd mari, care au lista de realizări, care spune că sunt mari, ci în Dumnezeul celor care se văd așa cum sunt. Și cum suntem? Este oare vreunul dintre noi mare înaintea lui Dumnezeu? Oare avem nevoie de să purtăm un dialog ca și Iov, care după ce vorbește cu Dumnezeu spune: îmi pun mâna la gură, am vorbit de lucruri care nu le înțeleg, știu acum că tu poți totul și nimic nu poate să stea împotriva gândurilor tale. Soluția nu stă în puterea celor mari, ci în Dumnezeul celor mici. Și dacă am vorbit mai înainte despre fațade care nu arată tot ce este în interior, ei bine, și fetița aceasta ne arată ceva. Ce ne arată? Păi ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând era o fetiță, un copil. Nu avea nume. Toată lumea știa cine e Naaman, dar uite că nici măcar cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune cum se chema fetița. Cantitate neglijabilă, am putea spune, dacă privim pe ansamblu, nu? Cu ochi firești, fără nume, o fetiță anonimă, la o vârstă a copilăriei în care era asigurat dependentă de cei din jurul ei mai mari, la o vârstă a copilăriei în care nu înțelegea felul de gândire al adulților și era fetiță, nu era băiețel. Asta înseamnă că din start pornea cu un pas înapoi, defavorizată prin felul de gândire, în mod special al poboarelor păgâne din vremea aceea. Spunea că a fost adusă din Israel. M-am întrebat ce s-a întâmplat cu părinții ei. Au fost uciși? A fost martoră la actul acela? A văzut? Mai era o altă practică, copiii, părinții față în față cu situații de criză, spune, își lăsau copiii pe stradă ca atunci când va veni armata vrășmașă, poate se vor îndura de ei și vor lua. Oare a trecut printr-o astfel de experiență? Oare s-a gândit ce s-a întâmplat, ce am greșit eu de m-au lăsat părinții acolo? Nu știu, cuvântul lui Dumnezeu ne dă detaliile astea, dar faptul că a venit ca sclavă dintr-o țară în care poporul sirian tocmai, pe care poporul sirian tocmai o atacase, la modul cât de dur cu putința al imaginației, pentru că, din nou spun, așa erau războaiele în vremea aceea, nu este un lucru ușor. N-a fost o excursie de vacanță pentru copilul ăsta. Copilul acesta avea traume. A văzut lucruri care de acum înainte îi marchează maturitatea pentru toată viața. Este roabă. Ce drepturi are un rob? Un statut fără drepturi. Și tot din tradițiile de atunci, o roabă, mai ales adică o roabă de sex feminin, pe lângă că era, spune aici că era roaba soției lui Naaman, dar era foarte probabil să fie obligată să devină concubină acestui. Înțelegem oare că nu doar Naaman avea o criză aici? Ba încă dacă stăm să le comparăm, cine avea criza mai grea? Dintre cele două personaje, unul mare și unul mic, cine se confrunta cu problemele cu adevărat grele ale vieții? Dacă Naaman murea, avea să fie cinstit de un popor întreg, aveau să-i se aducă onoruri, avea să fie amintit de poporul ăsta și trecut în analele istoriei și amintit ca erou. Dacă fetița aceasta murea, îi păsa cuiva? Oare se mai gândea la vise pentru viitor, așa cum și noi ne gândim în perioada copilăriei și a tinereții? Oare mai avea vreun viitor la care să se gândească? Și totuși, printre atâtea minusuri pe care le-am găsit în dreptul fetiței, un copil, am găsit un plus. Un plus care face ca toate celelalte minusuri să pălească. O singură luptă a câștigat fetița aceasta. Toate celelalte erau pierdute. Nu din vina ei. Dar o singură luptă avea câștigată. Știți care e aceasta? Spune, ea a zis stăpânei sale: o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Care-i plusul? O credință fără urmă de îndoială în Dumnezeul poporului său. Toată lumea îl știa pe Elisei ca și om al lui Dumnezeu. Și fetița asta, sunt sigur, când spune dacă ar merge la omul ăsta, ce spune? Poate
Dacă are noroc? Nu, spune cu siguranță ar fi tămăduit. Asta îmi spune că fetița asta avea ceva în interiorul ei. Ce n-a putut fi ucis nici de ucigașii părinților ei, probabil, nici de toate traumele prin care a trecut, nici de greutățile care aveau să aștepte de acum încolo, avea ceva mult mai important, mult mai mare. Avea credința în Dumnezeul acesta, în Dumnezeul acesta tot puternic în care ne încredem și noi. Soluția stă nu în puterea oamenilor mari, ci în Dumnezeul oamenilor mici. Și o ultimă lecție. Ceea ce face diferența în momentul crizei este tocmai această credință corect direcționată. Cu siguranță Naaman și-a pus speranța și credința în multe alte modalități de a se vindeca până atunci. Nimic n-a mers. Fetița însă și-a direcționat credința într-o destinație corectă. Credința ei era în Dumnezeu. Criza lui Naaman îl duce la disperare. Când un general de rangul lui Naaman ajunge să se agațe de cuvintele unui copil sclav, e o problemă. Înseamnă că omul ăsta chiar e disperat. Criza fetiței însă, prin credință, dă naștere la dragoste. Fetița aceasta în momentul ăsta își ajută vrăjmașul. Nu doar dorește să fie de folos celorlalți, dar dorește să fie de folos vrăjmașului. Omului pe care ar fi trebuit să-l urască, dacă ar fi să privim omenește lucrurile. Care e criza ta? Există crize pe care, peste care nu putem trece. Există lupte pe care nu le putem câștiga niciodată. Și aș vrea să adaug acum partea care este importantă afirmației pe care tocmai am spus-o, pe cont propriu. Încearcă să te lupți, încearcă să treci peste aceste crize pe cont propriu și vei sfârși, nu pot să spun asta, că Naaman a sfârșit-o bine, dar hai să ne gândim la Naaman înainte de a se întâlni cu fetița și cu prorocul Elisei. Vei ajunge ca omul ăsta, un om care în afară arată bine, un om care în afară e mare, dar care pe dinăuntru moare cu fiecare zi. Dar încredințează-le lui Dumnezeu, cum a făcut fetița asta pe care nimeni nu dădea niciun preț, și vei ajunge nu doar să ai eliberare, dar vei fi și curățit, vei fi victorios, și atunci, indiferent care vor fi crizele prin care treci, vei ajunge la capăt în biruință. Naaman a trebuit să se smerească ca să ajungă la vindecare, nu doar ca să intre în apele murdare ale Iordanului, ci ca să-L recunoască mai apoi pe Dumnezeu și să spună: văd acum că nu este El Dumnezeu, altul decât Cel din Israel. O lecție pe care o primim ca oameni mari, din ceea ce îi se întâmplă lui Naaman, am spus că Dumnezeu e deasupra tot ceea ce ni se întâmplă și nimic nu este întâmplător, este menționată chiar de Domnul Iisus. Spune, erau mulți leproși în Israel, pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. În ce context spune Domnul Iisus și face referire la întâmplarea pe care tocmai am citit-o? În contextul în care mai devreme spune: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și mai departe spune, închide cartea, sulul și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea pe care le auziți. Cu mult timp în urmă, un general ideal avea o problemă și problema lui e rezolvată pentru că se smerește și pentru că Dumnezeu se atinge. Și 2000 de ani mai târziu și astăzi,
Domnul Iisus spune, așa cum s-a întâmplat atunci, cu oameni care nu-și pot învinge bătălii, nu pot ieși biruitori în bătăliile pe care le au în ei, cu oameni zdrobiți, cu oameni săraci, cu oameni robi de război, cu orbi, cu cei apăsați, vin să spun că port eu luptele lor și că le pot vesti astfel tămăduirea, slobozirea, căpătarea vederii. În dimineața aceasta, aș vrea să ne amintim că dacă lepra mai peste tot, într-o privire de ansamblu asupra Scripturii, este asemănată cu păcatul, de altfel evanghelistul Luca este, lepra este singura boală pe care atunci când Domnul Iisus o vindecă, nu spune că a vindecat-o, ci spune că l-a curățit pe omul care a fost vindecat de ea. E o boală care aducea cu sine nu doar tragedia bolii în sine, ci necurăție. Dacă lepra este asemănată cu păcatul și datorită felului în care se manifestă și datorită modului în care este prezentat în Sfânta Scriptură, înseamnă că Domnul Iisus a venit să adreseze cea mai mare criză a omului. Cea mai mare luptă pe care nici cum și nicio circumstanță n-ar fi putut-o câștiga. Păcatul. Și dacă Domnul Iisus a venit să ofere soluția pentru o astfel de problemă, cea mai mare, oare nu are El soluția și pentru problema ta? Oare nu la El se găsește soluția și pentru lupta pe care doar tu și El și poate cei apropiați ție o știu, fie că e vorba de o boală, de o luptă spirituală sau... Oare n-are El soluție și pentru criza ta? O, cum să nu! Cum să nu? Slujim pe Dumnezeul lui Elisei. Slujim pe Dumnezeul fetiței. Pe Dumnezeul copiilor. Care e partea noastră însă? Harul lui Dumnezeu nu este pentru, este pentru toată lumea. Asta ne învață istoria cu Naaman. Dar harul lui Dumnezeu nu-și face efectul decât în inimile celor care se smeresc. Că e împotriva celor mândri Dumnezeu, dar dă har celor smeriți. Asta e lecția pe care astăzi un copil, o fetiță, că toți sunt unghi de fetiță, ne-a învățat-o în dimineața aceasta. Și pe mine m-a învățat primul Dumnezeu aceste lecții când am citit pasajul acesta. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui El să vă înalțe, să vă înalțe din orice luptă, care zi după zi, dimineață după dimineață, vă spune și vă reamintește de propria neputință. Smeriți-vă, dar, sub mâna lui Dumnezeu, că la vremea lui, când încercarea prin care treci își va fi făcut deja lucrarea, El, să vă înalțe. Dumnezeu să vă binecuvinteze.